Oamenii sunt slabi, se roagă. Oamenii puternici clădesc singuri. Dacă ești prost, ești prost. Cine-i prost să moară. Cine e deștept, e de-al meu. E o vorbă. De unde dai, de acolo n-ai. Dumnezeu îți dă, dar îmi iau mai mult. Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maică Dumnezeul nostru, ceea ce ești mai cinstită decât teruvimii și mai mărită fără de semnar decât serafim, care fără zicăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai cu pe tine, cea că adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Numele Tatălui și Fiul Sfântului Duh, iartă-mă, Maica Domnului, că am fost un bun, nu m-am rugat, te rog, ajută-mă acum! Trebuie să fii open mind în ziua de azi, să fii deschis la orice oportunități. Sau deschisă. Tu ești chiar drăguț. Nu știu dacă există Dumnezeu, dar nici nu vreau să aflu părerea lui despre mine. Poate chiar sunt plăcută. Sau plăcut. Voi veniți la mine. Credincioșilor. Împărate, ceresc mângâietorile, Duhul adevărului care pe toate tine ești pe toate le împlinești viserul, într-o sărutătătoră de viață, vinește, zălărește, trăiește, necurățește, bălintate, tine în cea și mântește bune zufletele noastre. Doamne, eu să devin iar băiat, o să mă schimb, te rog, ajută. Iartă-mă, Doamne. Ce vrei să vă zic cu metre, ce să vă zică fratele vostru? Eu sunt credincios. Așa e felul meu, mereu am fost așa, eu nu fur, nu jur, nu bat jocoresc. Mai ales că se zice la noi, dacă te-am ars, cad la pușcărie. Știi cum e și nu e bine, sau e bine, e mâncare. În rest, fratele vostru e bine, eu mă rog zi de zi, tot e ok. Mai greșesc și eu ca orice om, dar nu e chiar așa grav. Măcățiși pula ta, Doamne, nu vreau să intru în pârna aia iar, Doamne. Doamne, măcățiși pula ta, îți dau sufletelul de mine, Doamne, Doamne. Doamne, pupațești tălpile tale. Da, frății, where? Sos! Cantități industriale, femeia ta îmi dă târcoale. Eu, nu, frățioare, eu nu cred treaba asta cu Dumnezeu. Eu cred că e o făcătură. Pentru că și Tupac, dacă stați să vă gândiți, el n-a murit. El s-a reîncarnat. Sau și-a înșenat moartea. Mulți nu știu, dar mai bine așa. Mulțumesc Dumnezeului meu, Izii! Deci nu e Dumnezeu ăla care îl știți voi. E altfel de Dumnezeu. Prea multe biserici, frate, să facem ceva. Ce se întâmplă în lumea asta, Adrian? Yo! Nu e rimă, dar în rest, flow-ul e important. Înger, îngerașul meu, ce mi-l te-a dat Dumnezeu? Eu sunt mic, tu fă-mă rapper! Pra! Doamne, iartă-mă pentru păcate, am glumit. Era un interviu, mi-au dat 20 de lei. Ulei nu mai avea. Dragi copii, voi ați uitat să vă rugați. Ați uitat să mergeți în casa Domnului și să primiți milostenie. Noi, preoții, vă oferim toate condițiile. De la lumânări la 10 lei până la candelabre pentru acasă. Cu cât cotizezi mai mult, cu atât ești mai aproape de Dumnezeu și de Duhul Sfânt, și cu atât mai mult vei fi luminat. Sunt de acord că există și preoți buni. Dar noi suntem o comunitate mult mai mare. Știți cum este? Pădure fără uscături nu există. Trebuie să veniți să vă apropiați din nou de biserică. Trebuie să vă apropiați cu daruri multe, chiar în lei. Și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc marketingului făcut de părintele nostru spiritual, Arsenie Boca. A fost bine și azi. Da, 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 da. Da, a crescut, a crescut. Oricum, în weekendul ăsta va fi mult mai bine. Știți cum e? S-au dus mulții cu papa.
În josul ecranului există cutia Milei. Vă rog să apăsați acolo și să vă abonați la mine.